Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați aflat. Am fost chiar în târg, nu am filmat de data asta acolo în târg, că nu am fost chiar singura, dar nu mă pot abține să nu vă arăt ce minunății de vase am cumpărat. Am cumpărat acest vas și asta se potrivește în cuptor. Îmi place că e un pic mai mărișoră sau nu e mare nici mică, depinde cum vrem să o luăm sau la ce să o folosim. Arată foarte bine, e aproape nouă. Uitați ce bine arată. Am dat un euro pe ea. Și arată ca și nouă. Uitați. Sper că se vede ce filmez. După aia am cumpărat două vase identice. Tot așa se pot folosi la cuptor, dar mi-a plăcut că au modelele astea așa frumoase. Și le-am cumpărat și pe astea, amândouă au fost tot un euro. Mi-a plăcut foarte mult și de alea. Ce mi-a plăcut și m-a surprins cel mai mult, așa, este acest vas. Uitați ce frumoasă este. Vedeți? Ce frumos. Nu știu exact pentru ce se folosea, dar eu o să o folosesc la ce o să vreau, probabil. Dar îmi plac așa lungi, că parcă nu ocupă așa mult loc pe masă. Și cred că m-am și gândit la ce să o folosesc prima dată. Vă arăt în continuare în acest videoclip. Și astea sunt ultimele achiziții, să le vedeți și sub forma asta. Uitați ce frumoasă este. Foarte frumoase. Cel puțin mie îmi plac foarte mult și astea cu model mi-au plăcut foarte, foarte mult. M-am și gândit la ce să le folosesc eu. Deci, cum v-am spus și mai devreme, nu știu asta exact pentru ce a fost conceput sub forma asta. Dar eu o să o folosesc ca platou. Uitați. Pârjoale. Am să le prăjesc în cuptor și asta vreau să vă arăt. Le-am pus pe tavă și să vedem cum ies în cuptor. Cuptorul este încins maxim și le lăsăm aici cam 30 de minute și verificăm. Deci la maxim înseamnă la electric acum 220-230, depinde de cuptor. Asta trebuie verificat la aragaz la maxim. Și dacă aveți ventilație la cuptor, asta ar fi ideal ca să fie temperatura constantă peste tot și se rumenesc foarte frumos. Să verificăm ce fac pârjoalele mele. Deschidem cuptorul să le verificăm. Ce părere aveți? Să le mai lăsăm. Poate că le-aș mai lăsa încă vreo 5-10 minute. Totuși am să scot una mai mică să verificăm, să vedem cum este, să degustăm. Așa, o punem aici, aia să vedem noi dacă este gătită pe dinăuntru. Ia să vedem noi.
Uitați, ce credeți? Este gătită pe dinăuntru sau s-o mai las un pic? Nu-mi dau seama așa la vedere, deci trebuie să o gust, să vedem. De mirosit miroase foarte bine. Este foarte gustoasă. Dar totuși am să le mai las încă vreo 10 minute, dar am să reduc focul, temperatura. Pârjoalele mele au stat aproximativ 40 de minute în cuptor și m-am gândit să le scot în vasul acesta. Că o să arate foarte bine aici. Așa. Că sunt foarte fierbinți, dar sunt foarte gustoși. O să le pun așa. Așa, să încapă toate. Uitați ce bine arată. Așa. Și se poate folosi și la altceva, dar acum am vrut să o folosesc aici, pe post de cele prăjite în cuptor. Cu și câteva mai micuțe, ca să fiu sigură că se prăjesc. Așa. Așa apar chiflele, pârjoalele mele. Uitați ce bine s-au aranjat aici. Mi-a plăcut foarte mult. Și așa pot să servesc pe masă și nu ocupă foarte mult loc pe masă decât o farfurie rotundă. Așa mi se pare mie. Poate vă gândiți cu ce o am să servesc pârjoalele. Am să vă arăt și asta. Am să servesc cartofi răntăliți. Am să pun câteva pârjoale lângă. Așa, să nu mă ard. Așa. Și împreună cu sos de roșii. Uitați așa. Așa. Și castraveți murați. Uitați așa, am să servesc pârjoalele. Vă mulțumesc că mă urmăriți. V-am pupat și o zi binecuvântată.